a început tipărirea taloanelor de pensie pentru luna ianuarie a anului viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul muncii Marius Budăi pe pagina sa de Facebook. În mesajul său, șeful muncii dă asigurări că pensiile vor fi majorate conform promisiunilor guvernului. Coaliția de guvernare a decis la începutul acestei luni ca punctul de pensie să crească la 1586 de lei. Indemnizația socială minimă a fost de asemenea majorată cu 25%, de la 800 la 1000 de lei. Totodată, în Ianuarie, pensionarii cu venituri mai mici de 1600 de lei vor primi un ajutor suplimentar până la concurența sumei de 2200 de lei. Astfel, pentru pensionarul care are 1000 de lei, ajutorul va fi chiar mai mare decât pensia de 1200 de lei. Pentru cel care primește o pensie de 1600 de lei, ajutorul acordat de stat este în valoare de 600 de lei.